Bună dimineața! Începem extracția găleți. Am luat și o roiniță, poate cine știe, fac un roi. Springul am parcat aici. Centrifuga, niște caturi cu foițe. Centrifuga am prins-o aici cu un șurub ca să nu să stea fixă, să nu se răstoarne. Așa, peria. Cam asta e. Cam înnorat astăzi. Sper să nu plouă. Am pregătit gălețile. Uite așa. Până sus. Nu le țin înăuntru că nu prea am spațiu. Adică eu cu spațiu aici sunt limitat. Și mi-e mai ușor decât iau găleata de aici. O punem acolo la centrifugă. Cum am organizat, v-am mai arătat. Aceea, uite, am așa placa asta de OSB-ul care intră sub fiecare stup și îmi țin și eu dalta, cleștele, afumător. Pe sus, pe aici, la fel, fiindcă nu prea am spațiu, mi-am pus foițele care le mai bag pe la stupi. Când le termin pe astea, am în remorcă, mă duc și mi-au altele. Aici două caturi pe care când iau catul de acolo l-am pus aici ca să nu mă plec până jos. Peria aici descăpăcesc, aici centrifuga și aici catul cu rame extrase. Și cam asta e. Așa, hai să o luăm de aici. Și aici am un cad din ăsta care l-am făcut special să urc pe el, să pot să umblu la stopul de sus. Hai să o luăm de aici. Hai să o luăm de la Niculae, tata. Că a dat Niculae aici la miere. Niculae, tata. Auto-l. Bine, mai am recordist așa, uite, și pe partea asta. 40 rapiță, 40 salcăma. Cu eu, dacă am zis 40, posibil am scos 38 sau 42. Cu aproximații. Da. Hai să vedem ce avem aici. Bine, eu știu ce e în asta. La cântar mi-a indicat în jur de 10 kg, dar... Eu când am scos mierea, parcă n-am scos-o toată, așa mi-aduc aminte. Hai să vedem ce mai avem aici. Ia. E bine așa, e bine. Da, mierea din catul ăsta mic n-am scos-o. E plin. Hai să vedem. Albinuță avem. Încă mai avem. Ia să vedem aici. Aici avem albinuță. Uite vă că avem. Și pe acolo, și pe acolo. Acum să pun, eu nu cred că o să mai fac filmulețe prea multe, că vreau să termin și eu astăzi și mâine. Ia, a scăpăcit-o? Nici acum a scăpăcit-o? Aia e bravo. Oricum, mierea cu siguranță e foarte groasă. Deci era mele spline. O fi care și căpăcite și necăpăcite, nu contează. Deci mierea cu siguranță are sub 17 de când e stup. Ramele pline. Bun. Ia, aici. Pline tot. Pline la față. Bun. Deci n-am apucat să le umfle așa prea tare.
Așa, hai să iau catul ăsta. Deci din cat. Eu atunci am extras tot din catul ăsta mare. Adică i-am pus altul gol. Ia să vedem aici. Că ăla mic, catul ăla mic a fost cu miere care n-am extras-o atunci. Că am zis eu, bă, zic, e prea crudă, o las acolo. Și uite că n-a căpăcit-o nici acum. În cauza că tot am mai băgat acolo, peste, eu știu ce fac ele. Așa, aici e clar că nu-i căpăcit. O să verific umiditatea, să vedem cât are. Deci tot așa, plin la față. Dar, după cât îmi indică cântarul, un 10 kg am pe plus. Atât. Uite, plin la față. Bun. Acum poate o să ziceți, păi de ce nu mai aștepți, nu știu, 3 zile, 5 zile ca să o căpăcească. Dar vă spun eu de ce. Din cauza că o colorează, începe și adună după la alte floricele. Și îmi strică mierea. Mierea de salte. Hai să vedem ce avem aici. Aici mă interesează mai tare pe mine. Aici mă interesează că vreau să văd ce cuietă mai aici. Trebuie să iau eu telefonul de aici ca să iasă treaba bună. Uite cam așa. Ce Nicolae, trei țări familie. Deci eu acum trebuie să mă uit, să văd ramele astea așa, pline, cu puiet. Ca să știu că am cu ce merge la tei. Să mă uit dacă îi rămâne mâncare, hran, mieri. Păi nu trebuie să-i rămână. Eu dacă extrag caturile alea amândouă, uite, pe rama asta are pe colțul ăsta, cu atâta miere să le las eu. Aole. Frumușelelor. Toată mierea voiau, trebuie să le las și lor, mă, două rame aici. Ia să vedem pe aici. Uite, bă, ce cuminte. Deci, aici e pui larvar, îl căpăcește acum, da? O frumusețe. Uite. Toată rama la fel, plină. Bă, îmi place, bă, tati. Eh, acum ziceți voi, e agresiv albina? Bă, are momente, când ești pe la rapiță, uite. M-am dat cu fum, nici n-am dat cu fum, mă. Poftim. Și voi știți că eu ieri am venit. Uite aici pui larva. Ieri am venit cu ei. Deci azi e zi de recunoaștere, cum să zice. Și uitați-vă cât de liniștite. Poftim. Adică poți să zici că e agresivă albina asta? Nu, tata, sunt momente. Deci uitați, e frumoacia. Uite, îl dăm aici jos, că nu mai e nevoie de. Deci că am dat fum afară, că n-am nevoie de fum. Deci mă lasă să extrag. Albina foarte liniștită. Deci care vreți albine din asta? Uitați, sunați la numărul ăsta. Sunați la numărul ăsta și dați-vă comenzi de regine. Care bagă miere, bagă puiet. Și uite și albina liniștită. Ia să vedem aici. Aici o ramă care... Eu nu văd, o fi o dată aici, asta e ultima ramă, adică din margine. Nu văd. Dacă nu e o dată, eu bag eu mai în centru pe asta. Mai în centru eu să o bag. Ah, cum fac eu acum cu mâna, că nu pot. Agresiv. Ia să vedem pe aici. Ce avem aici? O ramă gata de eclozare. Uite cum roade să iasă. Uite aici. E tipul scoate capul. Bun.
Uite și pe aici. În frumusețe. Băi, îmi place că nu face nici potirașe, mă, nu avem. Uite. Deci care vreți regine, am înțeles că Nicolae le-a dat cu 80 de lei, adică așa le-a dat și acum una. Cu 80 de lei, deci nu sunt exagerat de scumpe. Luați-vă telefon, tăticule, și luați-vă regine. Luați-vă regine să aveți și voi, care, eu știu, ați avut probleme și n-ați avut stupii prea buni și nu... Eu știu ce probleme ați mai avut. Dacă vreți să aveți albină multă, miere multă, uitați cât a dat. Uitați, practic tot. Deci eu am arătat la stupul ăsta la fiecare extracție când am spus. Nu poate să zică cineva că nu e adevărat. Deci am arătat când am extras și uite, până în momentul de față, 40 cu 40, 80, 85. Mai scot acum din catul mic vreo 10 kg, din catul mare vreo 10, deci 20. 105 kg până acum. Păi ce vrei mai bine de atât? Asta nu înseamnă că din toți stupii scot așa. Nu. Și stupi mai slabi. Dar, e important că sunt și stupi care scot așa de nevoie. Uite aici la fel pui larvar care îl căpăcește acum. Aici pui de trântor. Boci nu sunt. Deci nici nu trebuia să mai mă uit în tot. Eu l-am văzut că din primele rame că e în regulă, dar dacă tot am filmat, hai să arăt aici. Pe urmă se interpretează aia. Ai scos tu o ramă. Nu, tata, le scoatem pe toate. Uite așa. La fel, pui căpăcii niște polen și aici are ceva miere. Deci asta ar fi mierea care rămâne un kil jumate, să zicem că e aici. Un kilogram, să zicem, da. Așa. O să-i duc la tei pe oraș. Așa vreau. După aia la pădure. Pe oraș, decât să ai vedem întreținere așa. Și hai să vedem ce are aici. Deci dacă Costin extrage miere acum, din caturile alea, îl lasă să moară de foame, ia uitați-vă aici. Vă place? Placă tata de miere. Ia uite ce e aici. Uite ce e aici. Da? Deci, o să aibă mâncare. Deci, parama asta are vreo 2 kg jumate. Plus de asta, o să mai ciugule și ele, că eu am cântarul și o să văd, bă, bagă și ele 100 de grame pe zi, măcar. Așa. Hai să vedem că i-aș ridica în cat vreo 2 rame. Să-i bag vreo 2 foițe jos. Dar cum fac eu acum, că durează? Trebuie să perii albina aia toată. Cum fac eu? Ca să nu țiu cu filmarea lungă. Dacă pun pauză, pe urmă vedeți așa, că a sărit imaginea și mai ala rost unul și altul nu înțelege. Deci acum durează, până perii eu toată albina aia. Durează cam mult. Se pun capul. Deci un cat gol extras de înainte. Așa. Hai să filmăm aici toată operațiunea. Mai trebuie să bag refractometrul ăla să vedem cât are mierea, nu? Ia, uite, iau din rama asta. Hai că iau înainte să scutur albina, că dacă scutur... Dacă mai iau să scutur, trebuie să scutur toată albina, să termin. Ia, uite, am asta aici. Și iau din rama. E
Ia să vedem o dată. Da, uite, am luat aici cu degetul. Așa. Și hai să vedem cât are. Hai că e foarte greu de ținut aici. Observați acolo 16, puțin trecut de 16, în partea dreaptă. Nu știu cât se vede de bine, dar 16 este. 16,2, 16, dar nu e 16 cu 5. Da? Și am luat din centrul ramei. Deci e treaba foarte bună. Asta ca să și demonstrăm, eu știam că mirea trebuie să fie ok, că nu avea cum după atâta timp să nu fiu. Bun, hai să periem aici. E gata. Mă, s-a umplut găleata. Nu știu cât am, 2,5 kg de culegătoare. Hai de la cântar știu cum pleca dimineața. Ce are? Iau ce e aici. Mai intre, mă, după atât albine. Uite, cam așa. Le stropesc puțin ca să nu ia pe după stup. Hai, mamă, ușurel așa. Intrați voi ușurel înăuntru acolo. Frumusețe, vă, tata.
A, uitați-vă frumusețe. Hei, 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 voi ce faceți, mă? Ha, înăuntru a fost. Vă place? De ce să nu zici? Niculae, trăiți-ar familia. A, uite, aici stat. Regine de la Niculae, mă. În sfârșit am și eu stupii sănătoși. Ăștia sunt stup sănătoși, da. Așa-mi plac stupul. Plin de albină, plin de miere. Și aia nu-i toată albină. Mai avem aici, tată, partea a doua. Partea a doua, tată, să dăm ficatul ăsta la peli. Așa. Să băgăm și pastea la perie. Plină la față. Asta e mai puțină miere, o să le las pasta. Le las și lor puțină miere. Și pasta, și pasta. Deci, ia uitați-vă. Da? E plină la față de o simt, are vreo, să zic, 400 de grame de miere. Le las și lor puțin. Are și jos acum un cui, da? Ia uite, iar jumătate de găleată. Mai bine, bă, tătătă. Mai bine, mult. Ia uite, t-am pus. Așa. Și acum să completez aici cu rame. Rame goate. Neapărat trebuie să duc la T. Neapărat. Așa. Acum o capă aici. Și cam asta a fost. Uite așa. Acum poate eu știu unii dintre voi să ziceți că mierea nu e bună. Nu-i bună? Nu-i bună că nu ai tu. De-aia nu-i bună. Știi? Cam așa ceva. Nu-i bună că nu ai tu. Deci eram ales plină la față, dar nu a căpăcit. Încă n-a căpăcit, dar v-am arătat cu refractometru un 16,5. Bun, cam asta e. Nu mai filmez deocamdată că cam asta e la tot stupiu. Pline la față. Dacă stau să filmez, uite, mi-a foarte mult. Nu știu cât am stat. Cred că o jumătate de oră și încă nu le-am extras pe alea. Deci vă dați seama cât durează să stau eu așa să filmez. Dar mai fac poate un film, două. Bun, sănătate și numai bine.